O provocare TikTok a dus la moartea a două fete în vârstă de 8, respectiv 9 ani. Ele și-au pierdut viața din pricina unei provocări virale care circula pe platforma TikTok. Blackout Challenge încuraja pe utilizatori să se sufoce până la leșin. Părinții victimelor au intentat procesul împotriva platformei marți la judecătoria din Los Angeles. Familia este reprezentată de către o asociație care sprijină părinții copiilor ce cad prada abuzului și dependenței de rețelele de socializare. Un membru al asociației a invocat pericolul reprezentat de algoritmul intenționat și repetitiv al aplicației, care recomandă astfel de conținut dăunător copiilor și îi îndeamnă să practice provocări care le pot pune viața în pericol. TikTok trebuie să plătească pentru faptul că astfel de conținut a ajuns la cele două fetițe, a declarat avocatul familiei. Platforma a investit miliarde de dolari pentru a se asigura că materialele care pot fi dăunătoare pe datori sunt propagate, indiferent de pericol. Una dintre fetițe ar fi primit un telefon mobil când a împlinit vârsta de 8 ani și ar fi devenit în scurt timp dependentă de videoclipurile postate pe TikTok, scrie The Guardian. Obișnuia să publice materiale în care cânta și dansa pe TikTok, speranța că va deveni faimoasă pe platformă. Fetița credea că provocarea ajunsă virală, prin care utilizatorii trebuiau voce, o va face celebră pe internet. Părinții ar fi observat urme pe gâtul fetei cu câteva săptămâni înainte de tragicul eveniment, însă nu au bănuit că s-ar putea datora TikTok-ului. Era o fetiță în vârstă de 8 ani, nu avea cum să înțeleagă pericolul la care platforma o încuraja să se expună, a mai spus avocatul celor doi părinți.